Mă, ce dracu, mă, Edita e unitatea militară, cât București, și da, al loc conspirativ n-ați găsit și voi să ne adunăm să ne... A ce mărlane, tot e frică de broaște? Nu e frică de nicio broaște, de nici... Sunt alergic. Sunt alergic la... La ce, mă? La praf. La... Potorul ăsta e praf, că-i putre toți, dacă calci mai tare în el... Pac, să rupe cu tine cazii în apă. Unde te așteaptă broaștele? Zic că nu-mi e frică de broaște, da? Uac, 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 uac. Stai, stai, mă, copile, mă. Ha, uac. Stai, mă, uac. Ăsta nu-i motiv să facem mișto de colegul nostru. Potolește-te cu broaștele astea. Nu e, mă, taticule, nicio broască. E Matiescu care face ca broască. Uac. Nu! Atac, eu am făcut acum. Atunci. Ți-am exemplificat cum face Matiescu. Când auzi uac, yep. Deci uac suntem noi. Uac. Mai zi. Trebuie să ne hotărâm. Să găsim o cale. Să scăpăm de Varvara. Că altfel să nu mai fie șefă, mă. Că altfel ne găsește draci. Și o să o răcăim ca broaștele până să schimbă banii. Uac. Nu. Mai zi, te rog frumos. Mamă, ce broască, atât aveam. Ascunde-te după mine. Nu, nu, degeaba te ascunzi, că ești mai mare, te vede oricum. Te apăr eu cu prețul vieții. Deci, trebuie să avem grijă. Să scăpăm de vaca aia, de Varvara, de la șepie. Eu altfel, altfel ne găsește dragi. Știu cum. Cum? Știu, știu. O chemăm cu acea pe ponton și o păcălin, că vine pupă să păcare aeronavală. Știi, știi? Dacă el își poate permite să vină cum vrea. Să se uite după el și atunci noi... O pinge în apă, plec să neacă și nu mai face pe cascadorul, că te pierdem. Ți-a trecut moartea pe la ureche mârlane, a? Uac, uac! Nu! Foarte, e foarte... Pătolete, uite-mă că plânge prostul, dracu, sperii copilul. Mă, taticule. Ce, tăticule? Vrei, Bobo? Nu. Fii atent. Eu am zis să scăpăm de Varvara, de la șefie. Nu s-o! Idiotă-l camarad, revino-ți! Ilarie ăsta nu e în stare nici să o... Că dacă îi dă vânt în apă, aia știe să luate. Sau credeai că o mănâncă broaștele? Uac, uac, uac! Dar, nu! Nu mai face ca broaștele, că te par rău, Matiescule. N-am mai bătut pe nimeni de un sfert de oră. Potolește-te! Sunt nebătut! Eu mă gândeam că aruncăm în apă, da? Și să mai răcorește, tăticule, că când ea e fierbântată când, din cauza că nu vorba aia nimeni. Și dacă arunci apă, să răcorește și nu mai... Deci trebuie să găsim pe careva care s-o... Corect. Ideea e pe cine s-o... Pentru că am epuizat toată distribuția masculină din serial, iar de femei nu cred că e pasionată. Corect, mă, că dacă era pasionată să cupla cu Ema, că și aia e rezolvată. Care nu e rezolvată, Emuța, foarte bine, de mine. Nu vrea ea încă, mai întârzie momentul, dar să știi că o să fie. Ah, țușcă mică, ah, Emuțo, ce o să-ți fac când te prind, Emuțo? Și pe față, și pe dus, și pe față, și pe... Ne revenim la subiect. Ema... Bă, potolește-te că... Lasește, draci, Matiescule! Gata, gata! Vorbeam despre Varvara acum, s-o, nu, e, muță! Și ai vers pe pereți! Și eu tot la Varvara mă gândeam. Cum? De aia e, cine o s-o... Păi asta am zis și eu, cine, Matiescule? Gata, gata, gata că mi-a venit o idee! Care? Ți-o spun eu mai târziu. Zi, tinerețe, ai ceva de combinat sau de ce mă suni? Exact. Meseriașul e meseriașul în fundul gol. Miroase subiectul instant. Da, da, da. Hai că ușor, ușor devii și tu meseriaș că te-ai prins. Chiar sunt în fundul gol. Ia zi, ce vrei să combini? Pe Crenguța. Na, poveste fără sfârșit. E, de data asta s-ar putea să aibă sfârșit. Că mi-a zis doamna Varvara... Stai puțin, cum? S-a căsătorit Varvara? Cu cine? Scuze, domnișoara Varvara, că Creanga mă place, dar se ține tare. Așa, și vrei să-ți o înmoi eu sau ce? Doamne, ferește. Pe Creanga mă refeream, credinciosule.
Pentru că chestia cealaltă n-are cum să se înmoaie la vârsta ta. Ești cățelandru, în călduri, 24 din 24, nu? Adevărat. De asta am nevoie urgent de o cățea. Dacă te aude cum i-ai zis... Nu la crânguța mă refeream, boss. Păi nu ai zis, mă, că pe ea vrei să o combini? Sau vrei să-ți aduc o maidaneză să-ți faci mâna pe ea ca să nu dezamăgești prințesa, a? Nu, Doamne ferește! Hai că mai nu te transformi în popă, dar asta nu e rău, că e meserie bună, plus că o să-ți fie mai ușor să pui gagicile în genunchi. Boss, eu vorbesc serios. Învață-mă și pe mine cum să par băiat rău. Că lucreanga, îi plac bad boy. Până la bet, adică la pat, trebuie să înveți să nu mai fii wow. Adică să știi cum să o iei pe fată. Am luat-o elegant, cu maniere, că eu nu sunt boy din aia. Dar nu merge nici cum. De ce crezi că vreau să vii aici în unitate să-mi dai niște ponturi? Nu ești bou, dar ești. Cum să intru în unitate, răducule, că eu sunt civil? Păi și eu nu tot civil sunt. Și cum stau aici? Nu, pe tine te-a concentrat pupăză. Tu faci parte din staful lui, cu totul altceva. Bine, ne întâlnim undeva afară. Numai învață-mă niște chestii de bad boy. Că mi-e frică că dacă nu o combin mai repede, mi-o suflă altul. Și e cam dornică de zgâlțeală, dacă mă înțelegi. Bine, bine. Te anunț eu unde și când. Probleme? Nu chiar. Ți-am spus că te anunț eu, ești surd? Surd? M-a făcut... Nu-ți... Doar chior, știrb și șontorog. Rachete, mi se pare mie, ori tu n-ai pic de respect pentru ministrul de interne al României. Zi, că acum ți-l trimit pe cap pe șeful poliției, ca să-l reamintească. Ca la vacirea lângă mine. Zi, mutule, ceva? Așa, Igoraș, jignești autoritatea? A? Ți s-a făcut dor de mascați, boss? Da, dacă faci figuri, trimis și eu tapurile după tine, că și ministrul apărării aceea. O, să trăiască guvernul popăză. Mă scuzați, credeam că e altcineva, un client. Ia ziceți, în ce probleme mă onorați cu atenția? De interes național ca de fie scedată, că noi, pacileanu, ne pierdem vremea cu raturi. Da, evident. Sunt numai ochi și urechi. Frumușelule, vrem să vii pacilea pe la noi, pe unitate, ca să o combin pe Varvara. Glumiți. Nu glumim deloc. Dar dacă vrei o certitudine, ți-l trimit pe Vasilică, mă, să-ți demonstreze el că nu e gluma, ci... Bine, 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 am înțeles. Dar ce vă face să credeți că Varvara o să reia relația cu mine? Talentul tău de combinator, asta. Și, mătăluță, o să-ți dai interesul, că e vorba de interesul național. Ți-am mai zis, da? Mă, adică e interes național să mă combin cu Varvara? Da, mă. Că dacă tu o freci pe trânsa, nu ne mai freacă trânsa pe noi, cu o soție ocupată. Dar de ce vă freacă Varvara mai exact, că doar nu vă e șefă? Ba, din păcate, chiar ne e șefă, da? Că a pus o pupăză premier interimar pe se-ntoarce el. Cum adică Varvara e prim-ministru? Da, îți vine să crezi? Nu prea. Păi atunci vino, mă, încoace să te-mi convingi, dar vino repejor. Nu pot chiar acum. Săracul, n-are cu ce să ajungă. Da. Mă, Igoraș, dacă vrei îți trimit eu o mașinuță, o limuzină, dar vezi că-i de-aia mare carosată care e plină cu mascați, dacă înțelegi unde bat. Da, și eu trimit niște tancuri să ia. Și niște tancuri și niște tancuri după acum. Da, da, trimite, că ăsta e puternic. Bine, bine, vin. Vin. Vin, vin, e bine. Și s-a dus și suc, bă, că eu nu beau sec așa. Închis? Închis. Da. Bă, ce ne facem dacă nu se combina aia cu el? Dacă nu se combina aia cu el, am dat de dracu. O să ne frece ca pe hoții de cai. Și după aia o să te frecăm și noi pe tine. Ce? Tot ca pe hoții de cai. Ce? Dar prost ești, că ești cobe. Da, eu ți-am zis, ce gândești, aia atragi. Exact. Stați, mă, liniștiți, mă, mai complicați atâta, mă, sigur o să se combine cu ei. Vedeți voi dacă nu merge să jucă și la nuntă la ei. Alta cu... Te joacă picioare. Da, de ce, mă, ce-i cu mine, tăticule? Ți-am mai zis că e prăz de bubui. Ca și că fiindcă n-avem dar de nuntă, vrei să ne bagi la sărăcie? Stai, mă, noi nu mergem, îl trimitem pe Matescu și plătește din solda lui. Iar cu obeși mărlăne? Nu chiar.
aduci? La voi, la unitate. Păi, stai așa că vin și eu cu tine, că dacă ne văd că venim împreună, am rezolvat problema. Renguța, înțelege, nu pot să te ajut. Radu mi-este prieten și n-am cum să-i fur iubita. Mă, dar nu sunt iubita lui. Ce e așa de greu de înțeles? Sunt patru cuvinte mari și late. Nu sunt iubita lui. Și nu-i fur nimic. Că doar ne prefacem. Nu pot. De ce? Pentru că... Pentru că ce? N-ai zis că îl respecti pe tata? Ba da. Păi și atunci? El mi-a fost jupân când am început cu camăta și recuperările. Și asta ți-e recunoștința? Vrei să-i zic că nu mă ajuți? Înțelege că îl respect și pentru lucrul ăsta n-am cum să-i... fata. Dar nu e nicio fată, că ți-am zis că doar ne prefacem. Și crezi că o să ne creadă? Ce nu? Vrei să-mi ajungă mâna la menghină ca la rău platnici? Oricum nu e ăsta singurul motiv. Dar care mai e? Trebuie să mă combin cu Varvara. Varvara? De ce? Nu știu, habar n-am. E interes național, e... Așa vrea guvernul, așa vrea toată lumea. M-a sunat Chioretea din Iaur și e urgent. Gata, am plecat. Bine, păi hai că vin și eu cu tine, ca să nu merg pe jos până acolo. Nu am cum să te iau, înțelege, în schimb. Îți ofer un baton. Să prinzi putere și să vii singură pe jos. Pa. Pa. Fraiere, ăla ți-a zis așa ca să scape de gura ta. Mm. Păi el e om de afaceri. Tu crezi că își pierde timpul așa cu orice țân ca tine să-l învețe, mai ales și cum să agațe femei? Hai mă! Bă, băiatule, a promis că mă ajută. Și Igor, dacă a spus ceva, face, mă. Nu vorbește așa aiurea. Să se afle în treabă, zice că face ceva și după aia nu mai face, înțeles? Bine. Bă, ești nebun. Nu-mi vine să cred, mă. Bă, deci pe lângă că a promis, a venit personal, mă, să mă ajute să trăiți. Să trăiți. Pui mâna să-mi vezi, mă, ce înseamnă un prieten adevărat. Și fac bombardierii? Ce să facem? Uite-i povestea, mă, băiatul ăsta. Ce barosa de barosa ești, bă, patroane. Deci nu vine să cred că tu acum ești aici să mă ajuți pe mine, ești nebun? Auzi, dar cum ai intrat? Pe poartă. Dar să știi că n-am venit pentru tine, răducule. Nu. M-a rugat Chiorete să-l ajut într-o chestiune delicată. Așa se explică. Ce chestiune? Vrea să o combin pe Varvara. Oh. Dar, indirect, am să te ajut și pe tine. Dacă ești băiat deștept și ultima oră parcă erai. Da. Te uiți cum procedezi și furi meserii. Păi nu fur eu meserii. Păi nu furi tu meserii, mă, doar te pregătești, devii politician. Să pui mâna să înveți. Ți-aș lua lalele din Olanda și toată lavanda, tot aurul din Uganda. Mor de frumusețea ta. E bun, nici măcar un bun, nici măcar un dă-te în dragostea mea, nimic. Sau de când ai ajuns prim-ministru, nu mai bagi în seamă muritorii? Dă-te la o parte, că mă pun iar pe tine. O, de-abia aștept, că ultima dată când te-ai pus pe mine a fost extraordinar. Mă n-auzi? Igor? Ce cauți aici? Cum ai intrat? Pe poartă. Știa, idioți au adus Dita mai interlop într-o unitate de maximă siguranță. Domnișoara premier, în noua calitate ar trebui să fiți mai atentă la ce scoateți pe gurița aia suavă și sexy, că puteți fi dată în judecată pentru calomnie și adio funcție. Primo, nu sunt interlop, sunt om de afaceri, am cazierul imaculat. Și secundo, băieții de la poartă nu sunt idioți. M-au lăsat să intru pentru că am primit liber acces. De la cine? De la cei mai importanți miniștri, și anume ministrul de interne, ministrul apărării... Mhm. Deci cretinii aia te-au chemat aici ca să mă ții ocupată și să nu-i mai frec. Știi ce zic eu? Că e o țeapă mare pentru că nu ți-a reușit planul și să te duci și mătăluță la ei și să le transmiți toată treaba asta. Dar de fapt lasă că mă duc eu pentru că ador să le dau vești proaste. Exact cum sunt ei. Păi,
Păi, dacă domnișoara Varvara nu e interesată, înseamnă că poți să te ocupi de mine. Crenguță, dacă am zis nu, nu înseamnă nu. E, lasă că de multe ori nu înseamnă da. Asta e valabil la voi femeile. Hai, mă. Măi, ce faci? Termină. Fac ce trebuie să fac ca să scap de obsedatul de Radu, care sigur e prin boschet și să uită, trage cu ochiul. Crenguță, te rog frumos, termină cu gesturile astea, că îmi strici șusta cu Varvara. Care șustă, mă, ne-au zis că a zis nu? Și n-ai spus tu că nu de mai multe ori înseamnă da? La Varvara nu înseamnă nu, stai liniștit, crede-mă. Nu, trebuie să verific. Mă obligă guvernul, ți-am explicat, e vorba de interes național aici. Ce trec cu interes național la bulăneala dintre un fost interlop și o... Am zis fost. Fost interlop și o pupăză. Măi, tu ai nebunit? Vrei să te audă cum vorbești așa? Pupăză, adică viitoare doamna pupăză, nu proastă. Mă, tu, ție ți-e frică de tata și de-aia nu vrei să te încurci cu mine. Dar stai liniștit că suntem într-o unitate de maximă siguranță. Nu iese picior de informație de aici. Nu are cum să afle. Sau poate că are. Și tu, ce faci, patroane? Hai, lasă, că știu ce faci. Auzi, ia fii atent. Bănuiesc că nu vrei să afle bebe recuperatorul, da? Că-i călărești fata. Că n-ar fi ce trebuie, știi ce zic? Exact. Uite câtă dreptate ai. Tocmai de asta eu plec, am puțină treabă. Vă las. Chemați-mă la nuntă, casă de piatră și tot ce vă doriți. Cred că am vrut să zic că în mormântare, Radu, tu ești sinucigaș? Nu, este aici. Mamă, ce bine miroși. Mă, te dai cu feromoni? Vrei să te omor? N-ai cum, că sunt deja mort după tine. Dacă vrei, poți să mă resuscitezi, arzi de nerăbdare. Dacă arzi de nerăbdare, atunci o să te răcoresc puțin cu niște apă, vrei? Da. Sălbatico! Ce treacă, mă, că împinge cap proști, mă, n-are cum să miște. Ha! Haideți și voi cu autobuzul, că ușa mă împins eu mai în față. Hai, mă, împingeți, împingeți. Ia uite, pune-o piatră, că vine ușa înapoi, pune-o piatră la roată. Da, am pus. N-are cum să se miște, șefa, n-are cum. De ce să n-aibă, mirobolantule? Nu e pe roți? E prea greu să-l împinge numai noi trei. Să mor tu. Nu mai am mult. Da, o să ne ai pe conștiință, Sadic, o să știi. N-am eu norocul ăsta. Dar stai liniștit, că nu mor caii când vor câinii. Păi mă, dacă vă arăt eu un clip pe internet în care un singur tip trage de un tir cu dinții, voi ce ziceți, mă? Că le era unul, voi sunteți trei. Păi ce-mi calua mult calciu când era mic și era tare în dinți. Ori era foarte antrenat. Aoleu! Adică fix ministrul de interne recunoaște nonșalant că e neantrenat, tocmai el care ar trebui să fie mâna de fier a țării? Voi sunteți antrenați, mă? Ba, da, noi suntem. Da, noi da, noi deosebire. Da. Vina! Mm-hmm. Dar vă încurcă ăsta, am înțeles. Ia ieși, mă, din formație, hai! Înțeles, să treci. Și acum, hai, puternicoșii mei, împingeți! Hai, mă, să împingem. Auzi, auzi, dar tu ești sigură că nu-i băgat în viteză? Dar ce ai vrea să fie băgat? Acolo! O să vă bag eu dacă cumva vă mai băgați în viața mea personală și mai aduceți pe cap tot felul de hândrălăi ca să mă cuplesc cu ei. A, dar la cine te referi? La măta aia cu ochiul de sticlă. Da. Știi că măta are ochi de sticlă. Să știi că dacă te referi la Igor, nu noi l-am adus. Radu l-a chemat. Da, până am trebuit să-l frești, nu pe noi. Da. A venit la Radu. La Radu, da. Nu vă e rușine, hândrălăi complotiști ce sunteți, să dați vina pe un biet copilaș. Hai, poate fac târâși cu voi pe aici, până toată unitatea. Sau ce zic eu, târâși până toată unitatea? Pe sub autobuz, ca să ajungeți până în față și să-l împingeți de acolo în sens invers. Că poate marșarier și de-aia nu merge de aici. Hai! Ok, ok, recunoaștem. Noi l-am adus pe Igor în unitate. Da, l-am adus pentru că ne-a implorat. A zis că e dor de tine, că vrea să vă recuplați, că bla bla bla, că bla bla bluf. Chiar că bla 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 buf. Da, așa e. Și să știi că nu e vrăjat. Îți spunem adevărul adevărat. Zi-mă și tu că tu ești mai serios, ești fără caterinci, fără asta, te crede. Așa e, Varvaro, dacă chiar vrei să știi. S-a rugat cu cerul și pământul de noi să-i facem iar lipeala cu tine, că e terminat. Dar tu,
Chiar așa, tu nu mai ai niciun fel de antree către rachetel, că parcă erați într-o perioadă, dacă te mai amintesc eu. E, ba da, mai am către rachetel, cum să nu sunt moartă după el? Păi, bă, și atunci o să vă... Să vă trageți. Nu, nu se poate asta, pentru că mie nu îmi place trasul, mie îmi place împinsul. Așadar, împingeți! Împingeți! Hai, bă, ușor! Lupă-mi, împingeți autobuzul! Autobuzul? Împinge, bă! Că tu ești voinic! Mie nici măcar nu ar putea să-mi mai placă de el sau orice altceva. Pentru că el e civil și n-are ce să caute în unitatea asta militară. Hai, spor aici, împingeți! Pentru că la prima stație vreau să mă urc în el. Succes! Ușor că te irosești, mă. Bă, voi v-ați dat seama? Ce? Dacă Igor ar fi militar, s-ar cupla cu el. Păi corect, că Lucie femeie nu-i place militarii. Păi și ce mai stai, tantălăule? Ce mai stai? Poți să... Păi tu a, cu ea... A, corect, mă duci la găți. Mă duci la găți. Agăți. Să, dar m-a încercat eu o dată, bă, și n-a mers. Vă aduceți aminte? Ia. Wow! Wow, să vezi după ce termin asta, după ce ți-o umple golurile de viață, dacă nu o să fii wow, 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 toată viața și cu ochii ieșiți din cap ca la mea, dar ce o să te scarpi pe ei? Da, ia să vedem, măi. Și nu că e aici. Da? Da, scrie pe ea. Ca să-ți mai treacă căldurile. Da, bă, dar atunci nu eram îmbrăcat în uniformă. Păi, vezi? Mă duc. Îmbrac. Stai, treacu, aci. Ia uite-l, merge, a pornit. Sau, a? Părea că merge. S-a oprit. Între timp s-a oprit. Du-te, bă, adună-i pe Igor în unitate ca să vază ăștia doi ochi în ochi. Dar că ce par... așa, bă, taximetrist și mă duc după toți interpolii? Încă nu? De-aia o să ajungi, că rămâi fără cirvici, bombălții. Și tu și... Mamă, ce față ai tu, Maxim Zidar, o să ajungi. Du-te, adu-l pe ăla. Fă într-un fel să apară în unitate. Păi cum să-l aduc eu? Ce mă ascultă pe mine? Prostul cartierului. Îi dai ordin de încorporare, mă? Că ești dictai ministru apărării. Tu poți. Ordin de încorporare, vine tilicaru, pac! Și noi cu viorile. La, 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 la. Am înțeles, mă duc să-i fac ordin, să... O să găsesc pe cineva care știe să scrie cu udinii. Hai să că... Nu pe acolo, că-i cantina. Vino dreacu în partea asta-l-altă. Te-ai dus după mirosul de dovlecei. Și aici e cantina. Cum te duci, mă? Cine e Matiescu care face caproasca? Înțelește-te, tâmpitule, mai speria copilul. Mă, tăticule, mă. Ce tău? Tăticule. Program disponibil pe primaplay.ro.